Irineu Darău e senatorul Brașovului din partea USR Plus, care la bază e de profesie informatician. Are o experiență de 15 ani în IT și antreprenoriat, dintre care 10 în Franța. Este membru în Comisia pentru Învățământ, Tinere și Sport și în cea pentru Muncă, Familie și Protecție Socială. Și-a făcut multe atunci când alții doar dădeau din gură. A coordonat proiecte precum masă caldă în școli sau transportul elevilor la și de la școală. Bine, în jurul știu. Proiectul de masă caldă în școli, extins la un număr cât mai mare de beneficiari, în mod ideal la toate școlile din România, este poate cel mai important proiect, nu doar pentru mine, dar pentru oricine căruia îi pasă de învățământ. Fiindcă, de fapt, masa caldă în școli, și acest lucru s-a constatat în multe alte țări, este, dacă vreți, elementul care poate să schimbe definitiv cifrele și pe abandon școlar, dar și pe performanța din educație.